Obiceiurile și tradițiile de anul nou nu mai sunt atât de prezente în număr așa de mare ca acum 3-4 decenii în urmă. O parte dintre ele sunt însă prezente aproape în fiecare casă și sunt duse mai departe. Să ai bani în buzunar, să porți ceva roșu și ar mai fi o superstiție să nu ai datorii, să nu treci în an nou cu datorie. Să ai ceva roșu în buzunar sau să porți ceva roșu, să mănânci nu știu câte boabe de struguri și să mănânci pește, cel puțin. Cam pe astea le știu. Oltenii sunt superstițioși, mai ales la cumpăna dintre ani, așa că de pe masa de anul nou nu vor lipsi peștele și strugurii, iar din buzunare banii. Evident, cu toții vor petrece zgomotos pentru a alunga spiritele rele. În tradiția populară există o serie de obiceiuri care s-au păstrat până în ziua de astăzi. Colindatul cu sorcova sau cu plugușorul, înainte se mergea cu plugul, se forma o ceată din 12 flăcăi. La plug, plugul care se ara, se înjuga și o pereche de boi. Plugul era împodobit cu hârtie colorată, la coarnele boilor se puneau ciucuri de lână. O parte dintre tradiții și obiceiuri sunt rezervate începutului de an nou. Unele se păstrează doar la țară, altele se întâlnesc și la oraș, cum este datul la grindă al micuților de până la 3 ani. Fiecare element din acest obicei are o semnificație specială în viitorul an pentru copil. Moașa trebuie să împletească un covrig din cocă de cozonac, cumpără haine pentru nepot după ora 12 noaptea. Pe parcursul zilei de 1 ianuarie se merge la moașa respectivă cu copilul, îi se pune pe cap acel covrig în care se înfige și o monedă de metal. Cu sau fără superstiții, regula de bază noaptea dintre ani rămâne aceea de a fi voie bună și bucurie maximă.